Bună, fetele! Astăzi vreau repejor să vă arăt cardul meu pentru Veronica. Acest card a fost făcut în cadrul concursului cu premii. Sponsorii suntem noi, de pe veriscrap.experimentoi.net, în luna aprilie. Cu acest card am câștigat concursul lunii și datorită vouă, voturilor voastre și susținerii voastre, am câștigat acest concurs pentru care vă mulțumesc din suflet și vreau repejor să vă arăt cardul, deoarece și așa a fost și este în întârziere. Cu acordul Veronicăi am întârziat sau am amânat, mai bine spus, expedierea ei. În cadrul workshopului pe care l-am susținut aici în Anglia, am arătat cardul ca și exemplu pentru următoarele workshopuri și pentru asta. Bine, mi s-a solicitat să îl duc la workshop ca să fie văzut și probabil pentru viitoarele workshopuri posibilă să fie una din posibilele dăți în care vom face același fel de card. Vreau să vă arăt hârtia cu care am lucrat acest card. Este un paper pad 6x6, 6x6, care la prima vedere nu spune nimic, însă când l-am primit și l-am desfăcut, vedeți, are câteva pagini de die-cuts, sentimente și paginile care sunt extraordinar de frumoase, unde nu este foarte mare acest. Avem și pagini simple, embosate, din nou simple. Poate fi folosit în diferite proiecte. Este foarte versatil. Se poate folosi și și masculin și pe feminin. Partea feminină e mult mai ușor să găsim ca să putem face o felicitare sau orice fel de proiect, mi se pare mie, sau în general bărbaților este mai greu să găsești un cadou sau chiar și o felicitare. Și eu spun că este foarte potrivit pentru așa ceva. Este de la Kaisercraft și se numește Betsy Couture. Are grosime de 160 și are 12 pagini, a câte două din fiecare și câte 4 pagini de die-cuts și aveți toate informațiile aici pe album. Ce-am mai folosit ca și bază a fost un carton mai gros, perlat puțin, nu foarte complicat, îndoit în două părți și un design săgeată pe partea din față. Să vă spun că tema lunii a fost pocket card. Eu am folosit acest sistem de card. S-ar fi putut pune un magnețel aici sau orice închizătoare și se poate folosi și am văzut că se folosesc acest fel de pagini și la albumele foto. Eu am folosit în partea din stânga încă un buzunăraș pentru a de pune câte un tag
și în partea din mijloc, unde am adăugat două taguri, unde se pot scrie gânduri și urări și așa, iar în partea din stângă încă un buzunăraș și încă un loc unde se poate înfige câte ceva. Nu este foarte complex, însă simplitatea cred că întotdeauna este elegantă. Imaginea de aici, la fel, am decupat-o din hârtia folosită. Este o doamnă foarte drăguță cu pălărie, pe care am embosat-o pe margini cu pudra de embosare aurie, iar ca și intermediar am folosit cartonul negru pentru a încadra frumos această frumoasă hârtie, care pe interior, după cum vedeți, este o imitație de dantelă, feminin, spun eu. Ce să vă mai spun despre acest card? Toate die-cuts-urile folosite pentru înfrumusețarea tagurilor și a cardului sunt de la Hatfell Creation, acesta și acesta. Le-am decupat și le-am embosat, bineînțeles. Ele ar ieși, sunt, cu toate că este o hârtie nu foarte, un carton nu foarte gros, în momentul în care embosați, știți că se întărește și dă aspectul de metalic și în același timp, fiind cartonul fragil, îl întărește ca și fiind metalic și este mai rezistent. Pentru învechire am folosit Vintage Photo și cam atâta să spun despre acest card. Pentru antichizare am folosit acrilicul, veșnicul meu acrilic auriu. Am mai multe feluri, de la PBO și de la Rivers. Sunt foarte frumoase, puțin diferite, însă de asemenea și cupru și argintiul sunt foarte bune pentru a antichiza un proiect sau orice doriți dumneavoastră. Nu știu dacă mai am ceva de spus despre card. Vă mulțumesc pentru voturi. Veronica, mulțumesc mult pentru premiu. Eu între timp am primit premiul unde a fost o cutie mare de tot felul de bunătățuri pentru scrapbooking, printre care și o punguță cu ciocolată grozavă. A fost foarte bună. Mulțumesc mult, Veronica. Fetelor, sper luna aceasta să pot participa la provocările grupului. Ne puteți găsi și pe grup, pe Exprimă-te Very Scrap. Ce să vă mai spun? Să ne reauzim cu bine, să aveți multă liniște sufletească și vă las acum. Mulțumesc pentru că ați vizionat. Dacă v-a plăcut, sunteți invitați să subscrieți și să ne la o bună reauzire și revedere. La revedere, vă pup, bye-bye!